Proiectul Destinații Europene de Excelență a fost lansat de Comisia Europeană și are ca obiective creșterea vizibilității destinațiilor, a calității ofertei turistice europene, stimularea dezvoltării turismului durabil și crearea unei rețele între destinații. Pentru atingerea acestor obiective, autoritățile naționale de turism din fiecare țară participantă la proiect au organizat un concurs pentru desemnarea destinației de excelență a țării respective, conform temei stabilite în cadrul Comitetului Consultativ pentru Turism, întrunit la nivel european. Concursul lansat de Ministerul Turismului în luna martie a avut ca temă propusă turismul cultural tangibil, iar Consiliul Județean Suceava a depus un proiect centrat pe municipiul Suceava, în care a prezentat oferta turistică generală a municipiului Suceava, precum și pe cea bazată pe obiective de turism cultural. A prezentat proiectele de dezvoltare turistică în zonă și parteneriatele în domeniul turismului. În Suceava există 84 de valori de patrimoniu cultural, din care 45 sunt de interes național și 39 de interes local. Și, foarte important, Biserica Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, care este inclusă în patrimoniul UNESCO. Documentația cuprinde modul în care se prezintă Cetatea de Scaun, Muzeul de Istorie, Muzeul Satului Bucovinan, Muzeul de Științele Naturii, Hanul Domnesc, Planetariul, Observatorul Astronomic și alte obiective. La capitolul Accesibilitate, un argument important l-a constituit existența aeroportului Ștefan cel Mare. Proiectul depus de Consiliul Județean Suceava a fost declarat câștigător cu 98,33 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat proiectele din Țara Chioarului pe locul 2, Sighetul Marmației pe locul 3, Colinele Transilvaniei pe locul 4 și Șcheii Brașovului și Brașovechi pe locul 5. Consiliul Județean Suceava va fi premiat la Bruxelles de către Comisia Europeană în cursul anului 2018, în cadrul unei festivități organizate la nivel european, unde vom avea și un stand propriu în care vom promova destinația turistică municipiul Suceava, destinație ce va fi inclusă în rețeaua destinației europene de excelență la nivel european și va avea o pagină proprie de promovare, a declarat în acest sens Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Pe lângă această distincție, proiectul Municipiul Suceava Turism Cultural Tangibil va fi premiat și de Ministerul Turismului, cu ocazia ediției de toamnă a Târgului de Turism al României, organizat de Romexpo în perioada 16-19 noiembrie 2017. Iar Consiliul Județean Suceava va beneficia de spațiu de prezentare a destinației în cadrul standului Ministerului Turismului. Faptul că Suceava devine destinație europeană de excelență este o recunoaștere a eforturilor de punere în valoare a potențialului său turistic și se creează o oportunitate în creșterea vizibilității ca destinație de excelență pentru turismul cultural, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Împreună cu primăria vom continua să susținem dezvoltarea turismului în municipiul Suceava ca kilometru zero al turismului în Bucovina, a mai completat Gheorghe Flutur. Ca efect direct, panouri de semnalizare vor fi amplasate la intrările în oraș, iar o serie de evenimente următoare, înscrise și în calendarul Marii Uniri, vor avea loc și sub titula de destinație europeană de excelență. Cu sigur vom exploata acest moment, mai ales că ne pregătim, și aici vă spun de cază ca informație, am avut o discuție ieri cu domnul președinte Gheorghe Flutur pe tema proiectului centenar și sunt niște momente foarte importante pe care le vom face împreună cu Consiliul Județean și aici mă refer în mod special la zilele de 28 noiembrie și data din 1 decembrie anul 2018, la fel și Festivalul de Artă Medievală, la fel suntem în faza de a găsit o soluție pentru a face un monument dedicat centenarului. A rămas ca domnul Emil Ursu să ne prezinte în cea mai scurtă perioadă de timp niște idei din acest punct de vedere și să încercăm o soluție de finanțare. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, din păcate, la nivel de guvern nu se întâmplă nimic pe acest program centenar, ba din potrivă am înțeles că departamentul de acolo se desfințează. În fine, nu comentăm. De aceea trebuie să ne dăm soarta în propriile mâini și vrem să facem niște evenimente, să marcăm acest centenar așa cum se cuvine, iar una din metodele de publicitate va fi și acest oraș de destinație europeană de excelență.